Am ajuns destul de repede să-i cunosc mai bine floarea. Dintotdeauna existaseră pe planeta micului prinț flori foarte simple, împodobite cu un singur rând de petale și care nu ocupau loc prea mult și care nu deranjau pe nimeni. Se iveau în iarbă într-o bună dimineață și apoi seara se stingeau. Dar floarea asta încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă nu se știe de unde, iar micul prinț supraveghease îndeaproape mlădița, care nu semăna cu alte mlădițe. Ar fi putut fi un soi nou de baobab, dar arbustul se opri curând din crescut și prinse să pregătească o floare. Micul prinț, care asista la formarea unui mugure enorm, simțea bine că din el se va naște o apariție miraculoasă. Dar floarea nu mai sfârșea să se dichisească pentru a fi frumoasă. La adăpostul camerei ei verzi, își alegea cu grijă culorile. Se îmbrăca încet, își aranja una câte una petalele. Nu voia să iasă și fonată toată ca macii. Nu voia să-și facă apariția decât în deplina strălucirea frumuseții ei. Ei da, era foarte cochetă. Toaleta ei misterioasă durase zile întregi. Și apoi iată că într-o bună dimineață, chiar la ora răsăritului, s-a arătat. Iar ea, care lucrase cu atâta precizie, spuse căscând: "Ah, abia m-am trezit. Vă cer iertare. Sunt încă ciufulită toată." Atunci, micul prinț nu își putu reține admirația. "Câte frumoasă sunteți! Nu-i așa?" zise floarea drăgălaș. "Și m-am născut odată cu soarele." Micul prinț ghici pe dată că nu era din calea afară de modestă, dar era atât de emoționantă. "E ora pentru micul dejun, dacă nu mă înșel," adăugase ea curând. "Ați fi atât de bun să vă gândiți și la mine?" Iar micul prinț, cu totul răvășit, ducându-se să ia o stropitoare cu apă proaspătă, își servise floarea. Așa ajunsese ea, foarte curând să-l chinuie cu vanitatea ei un pic suspicioasă. Într-o zi, de pildă, vorbise de cei patru spini ai ei. Îi spusese micului prinț: "N-au decât să poftească tigrii cu ghiarele lor cu tot." "Pe planeta mea nu sunt tigri," obiectase micul prinț. "Și apoi tigrii nu mănâncă iarbă." "Eu nu sunt iarbă," răspunse blând floarea. "Iertați-mă, nu mi-e deloc frică de tigri, dar am o roare de curent." "Aveți cumva un paravan?" "O roare de curent? Nu-i prea bine pentru o plantă," se gândise micul prinț. "Floarea asta e tare complicată. Seara să mă puneți sub un clopot de sticlă. E foarte frig la dumneavoastră. E prost plasat. Acolo de unde vin eu..." Dar se întrerupse. Venise sub formă de sămânță. Nu avusese cum să cunoască altă lume. Omilită de a fi fost prinsă pe cale de a spune o minciună atât de naivă, tușise de 2-3 ori ca să-l facă pe micul prinț să se simtă prost. "Ziceați de un paravan?" "Mă duceam după el, dar îmi vorbeați." Atunci ea își întețise tusea ca să-l oblige totuși la remușcări. Astfel că micul prinț, în ciuda bunăvoinței din dragostea lui, ajunsese iute să n-aibă încredere în ea. Luase în serios vorbe fără importanță și devenise foarte nefericit. Nu trebuia să o asculte ce spune, mi-a destăinuit într-o zi, niciodată nu-i bine să asculți florile. Trebuie să le privești și să le miroși. A mea îmi înmirezma planeta, dar nu știam să mă bucur de asta. Povestea asta cu ghiarele, care mă săcâise atât, ar fi trebuit să mă înduioșeze. Îmi mai mărturisi. N-am putut să o înțeleg deloc atunci. Ar fi trebuit să o judec după fapte, iar nu după vorbe. Mă miresma și mă însenina. N-ar fi trebuit să fug. Ar fi trebuit să ghicesc tandrețea în dărâtul bietelor ei stratageme. Florile sunt atât de contradictorii, dar eram prea tânăr ca să știu să o iubesc.